Homosexualii se vor aduna astăzi pentru paradă ca în fiecare an în cadrul Marșului Diversității. Potrivit organizatorilor, traseul paradei gay va începe de pe Bulevardul Unirii și va continua către Piața Constituției. Înainte de paradă, Asociația Noua Dreaptă a organizat un marș împotriva homosexualilor. Protestul împotriva homosexualității a început la prânz în Piața Victoriei. Cu steaguri, pancarte și lozinci anti-homosexualitate, membrii Asociației Noua Dreaptă au scandat împotriva manifestației homosexualilor, ce era organizată la doar câteva ore distanță. Este un marș pentru familie, un marș pentru păstrarea valorilor tradiționale, în opoziție cu marșul homosexualilor. Față de orientare simțim dezgust și scârbă, față de oameni compasiune. Noi nu suntem împotriva individului în sine, ci împotriva viciului, care îl considerăm, în primul rând, din punct de vedere ortodox, ca un păcat împotriva Sfântului Duh. Am venit din Chișinău. Mă deranjează nu faptul că ei fac murdărie, cei care îi fac în patul lor, ci faptul că ei ies în stradă, din momentul când au ieșit în stradă, ei ne atacă. Nu noi atacăm pe dânșii, ei ne atacă, fiindcă asta e un atac la adresa bisericii, la adresa familiei, la adresa moralității. România, nu-i Sodoma! România, nu-i Sodoma! Cei care au această problemă pot rezolva acest lucru în intimitatea spațiilor. Timp de o oră, protestatarii au mers către Piața Unirii, unde au continuat scandările în fața Patriarhiei.